Articolul Costin Șetucan, Daniel Grigore, publicat vineri, 12 august 2022, ora 13:03, actualizat vineri, 12 august 2022, ora 15:22. Gigi Becali a rezolvat un transfer. FCSB ajunge la Moldova Vadim Ratse Internațional, un mijlocaș central care a impresionat în voluntari FC. Actualizare ora 15:15, Vadim Ratse, prezentat la FCSB. FCSB a anunțat oficial transferul lui Vadim Ratse. Mijlocașul se va alătura sâmbătă Nicolae Deice. Bine ați venit, Vadim Duc! FCSB anunță transferul Moldova Vadim Ratse, al FC voluntar. Mijlocașul de 29 de ani, care va foloși cămașa cu numărul 24, se va alătura lotului regizat de Nicolae Dică în timpul mâine. Clubul nostru întâmpină și are cât mai multe succese în tricoul roșu-albastru. Declarație FCSB. Știri inițiale, Gigi Becali a anunțat transferul lui Vadim Duc. FCSB să a transferat recent la Marco Dulca și Eduard Radaslavescu, dar continuă să se consolideze în zona de mijloc. FCSB a venit, de asemenea, Vadim Duc, cumpărat de FCSB pentru 300.000 de euro de FC Voluntari. FCSB a transferat Vadim Duc de FC Voluntari. Gigi Becali a confirmat transferul pentru GSP, ro, am semnat deja, le, am luat. De asemenea, va juca duminică la play-off. Din informațiile obținute de ziar, Patu a semnat timp de 2 ani, cu un salariu lunar de 10.000 de euro și o clauză de reziliere care valorează 1 milion de euro. FCSB Becali a chemat un șef al Ligii 1 imediat după meci cu Dunajska Streda. Îți dau 500.000 de euro, conduce The Defenders. Vadim Ratse a ajuns la FC Voluntari în vara anului 2021, după două sezoane în Chindia Târgoviște. Înainte de a juca în România, a evoluat doar pentru cluburi din țara natală, Republica Moldova. Duc este un internațional Moldova cu 31 de jocuri și un gol, iar în FC Voluntari a marcat 9 goluri în 47 de jocuri, fiind o piesă de bază în trupa cu care Liviu Ciobotariu a ajuns în play-off în sezonul trecut. Ratse stătea în Chindia, jucând defensivă, numărul 6. Liviu Ciobotariu a văzut calități pentru el și alte poziții. Pentru mine, el este revelația jucătorului în acest sezon. Mihai Stoica, directorul general al FCSB, în ianuarie 2022. 4 milioane de euro cheltuiți de FCSB în această vară. FCSB ajunge la 9 transferuri în această vară, care a cheltuit în total 3,7 milioane de euro. În curtea vice-campionului au sosit 4 apărători, Rachid Buhena și Junastam fără contract, pe lângă Joyce Kindaua cu 350.000.